Legislația din România permite oricărei entități să organizeze cursuri și școli montane fără niciun control. Ca urmare, piața muncii a fost invadată de ghizi montani și diversi instructori care au obținut ușor aceste calificări, fără a avea calitățile și cunoștințele cerute de o asemenea responsabilitate. Aceștia reprezintă un pericol pentru viața lor și a clienților. Ocupația de ghid montan este una de mare risc și necesită o solidă experiență montană și de alpinist. Existența unei autorități de control care să impună un standard de pregătire și evaluare, o bază comună privind nivelul de pregătire al ghizilor din România, este fundamentală. Excelent! Bine, Andrei! În fiecare an încercăm să demarăm școala asta, care durează 2 luni jumate. Școală care cuprinde mai multe sesiuni de cursuri de teorie și 4 aplicații practice. Una este în Munții Cernei, una este în Munții Țarcu, încă una și finalul, examenul și workshop-ul este în Munții Retezat, Curcarea Vrâcului Retezat. Cu toate întâlnirile astea încercăm să atenționăm, să prevenim, să învățăm oamenii care iubesc muntele și doresc să facă un pas mai mult în domeniul ăsta alpin de iarnă, să se întoarcă până la urmă sănătoși acasă. Oameni experimentați, am fost asigurați. Toate astea în capul meu mi-au dat alta lucruri. Nu știu. Cum se cheamă această operațiune, Dan? Îmbârligarea corzii după gât. Spânzurătoarea. Hai când trebuie coardă. Eu dau, dar văd că vreau să mă... Te dai cu așa mare viteză. Vezi. Cel mai frumos traseu care l-am făcut până acum pe munte. Ai simțit că a contat și prezența unui grup în jurul tău? Absolut, da. Sunt câteva persoane care chiar mi se... Vă cunoșteați? Foarte dragi. Nu știu pe nimeni. Da, ce tare. Deci se poate veni și dacă nu știi pe nimeni. Absolut, da. Bravo, felicitări. Atât să vă obișnuiți cu mersul specific montaniardului, care nu este deloc cel sportiv. Tot timpul trebuie să fii atent și la cel de lângă tine. Deci nu se merge așa, se merge cu talpa și nu poți redirecționezi.
Urmează un exercițiu destul de periculos. Excelent! Bine, Andrei! S-au făcut ceasul de studiu. 60, peste 60% din persoanele care folosesc piolet fără să știe ce să facă cu el, se automutilează. Bun. Super, super, super! Imaginați că ai zăpadă, ai înghețat, ce faci? Cum îl asigur eu pe Andrei? Și atunci intervine ancora de zăpadă. Uite acum! Mănușa, ia mănușa! Ei vin să învețe, vin să testeze, vin să vadă care este realitatea și până la urmă, dacă rămân, se mulțumesc cu experiența dintr-un weekend sau dintr-o școală de iarnă, este aiurea, pentru că fără practică personală, fără a ieși în munți, fără lucrurile astea, rămân doar niște lucruri așa de bifat, care dau bine. Ideea este că oamenii să continuă, să meargă, să prindă curaj. Acum sunt un om informat, face cât doi, știu cum se procedează. Nici efortul, dar nici frumusețea. E de vis. Dai seama cum e să fii deasupra norilor. Dacă se respectă tot ce spui, atunci sunt probleme. Da, da, da. Dacă fiecare face de capul lui, atunci apar problemele. A fost și este o chestie extraordinară. O recomand. Chiar m-a impresionat pe ce am învățat. Că înainte de asta am fost la Valea Rea și m-am dat seama că dacă mai vreau să merg la munte, trebuie să știu câteva chestii elementare, că altfel. Cu tura de astăzi s-a încheiat și școala noastră de începători. Și punctez cuvântul începători, da? Deci ați participat la o școală de începători ușor mediu avansați. Apreciez că totuși face o specificare.